Astăzi a fost cel de-al doilea termen stabilit în cadrul apelului făcut de primarul Constantin Boșcoteală la decizia de condamnare. Dacă luna trecută magistrații au amânat cauza la cererea inculpatului de a-și pregăti apărarea, astăzi judecătorii au luat aceeași hotărâre. De această dată, pentru a se lua la cunoștință motivele de apel și pentru a studia actele depuse de avocatul edilului șef. Curtea de apel Brașov a programat următorul termen pentru data de 16 iunie. Prima sentință în acest dosar a fost dată pe 10 februarie, când o judecătoare l-a condamnat pe edilul șef Buzoian la 5 ani de închisoare cu executare pentru finanțarea ilegală a clubului din Crâng. Constantin Boșcodeală a făcut imediat apel la sentința pronunțată de judecătoria Brașov. Procesul în care procurorii DNA l-au trimis în judecată pe primarul Constantin Boșcodeală a început în toamna anului 2013. Curtea de apel Brașov va fi instanța decisivă în acest dosar.